Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului, tot de acasă, de data aceasta cu domnul Ionuț Pârvulescu, candidat la Senatul României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Sperăm să ne întâlnim în alte circumstanțe, dar iată, ne ajută tehnologia în această perioadă grea. Eu aș spune mai multe despre dumneavoastră, pentru că ne știm de ceva vreme, am fost colegi de branșă, dar vă las pe dumneavoastră să faceți așa o radiografiere a activității de până acum. Ce ați făcut înainte de a deveni politician și cum ați ajuns în politică? Trebuie să vă spun că am început, în primul rând sunt craiovean, sunt născut și crescut aici. M-am angajat de la vârsta de 18 ani și jumătate ca jurnalist la un radio local, după care am continuat meseria de jurnalist timp de 11 ani. Am fost de-a lungul timpului la ziare locale și centrale. În perioada 2003-2012 am fost la Adevărul și la Gândul, dacă pot să le spun numele. Sigur. Dar am înființat și câteva ziare locale pe care le-am și condus. După care, în perioada 2012-2016, am fost purtător de cuvânt al primăriei municipiului Craiova, în mandatul doamnei primar Lia Olguța Vasilescu, în primul mandat al doamnei. După care am mers la București, am fost pentru o scurtă perioadă de timp consilier la Ministerul Transportului, iar pentru aproape 2 ani am fost apoi la Comisia SRI din Senatul, ca angajat la Senatul României. Din luna august 2019, pentru că așa cum am spus, nu pot să stau departe de casă, Craiova este casa mea, m-am reîntors cu ajutorul lui Dumnezeu la Craiova și sunt în prezent director la SC High Tech Industry Park. Este parcul industrial din proximitatea aeroportului din Craiova, unde își desfășoară activitatea 48 de societăți comerciale și, mă rog, avem 48 de rezidenți. 12 deja au început să construiască sau au terminat de construit punctele de lucru, urmând ca în scurt timp și celelalte 36 de societăți să își înceapă activitatea aici. Cu toate că sunteți foarte tânăr, iată, ați avut o activitate foarte bogată până acum. Și pentru că ați fost și jurnalist și pentru că toți trăim această dramă a coronavirusului, vreau să vă întreb, să vă cer să apreciați cumva activitatea politicienilor din ultimul an. Unde credeți că au greșit? Pentru că este evident că s-a greșit foarte mult. Și ce măsuri credeți că ar fi putut luate astfel încât să nu ajungem în această situație? Iată, cu școlile închise, dar totodată cu alegerile organizate acum în plină criză, în plină pandemie. Trebuie să vă spun că, în opinia mea, politicienii care sunt la guvernare în ultimul an sunt mai periculoși decât coronavirusul. Pentru că, din păcate, ne-au închis școlile, iar industria românească și mici întreprinzători români sunt puși la pământ și la zid, astfel încât avem cea mai mare scădere a economiei din întreaga Uniunea Europeană. Ne depășește, într-adevăr, doar Spania, atât. Deși ei pozează că totul este bine și roz. Nu este bine nimic și nu este roz nimic. Dimpotrivă, perspectivele sunt sumbre, întrucât nici măcar școlile, deși celelalte țări din Uniunea Europeană au redeschis școlile, noi nici măcar școlile nu le-am redeschis și nu avem perspectiva de a le redeschide, fiind astfel în pericol să creăm o nouă generație de semi-analfabeti funcționali care vor merge în viitor la curez de sparanghel, așa cum s-a mai întâmplat la începutul acestui an. Când noi eram Bine, și închiși în casă. totodată, pe lângă analfabeții funcționali, iată, este un risc enorm pentru că mulți din acești analfabeți funcționali vor termina facultățile în această perioadă de pandemie, da? Și vor ieși medici sau alte profesii care necesită foarte multă practică.
trebuie să te riști cu atât mai mare, pentru că la vârsta noastră va trebui cineva să ne plătească pensiile. Nu știu cine va mai plăti pensiile. Dacă, în cazul medicilor, dacă până în ultimii 3 ani, după mărirea salariilor realizată de Olguța Vasilescu când era ministru muncii, pentru că gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în această pandemie dacă medicii aveau în continuare salarii de 3.000-3.500 de lei. Iată că acum au niște salarii decente, iar facultatea de medicină înregistrase din nou concurența cu care noi eram obișnuiți și care era normal să fie. După creșterea salariilor au fost din nou 10-12 candidați pe loc la facultatea de medicină. Nu ai de unde să alegi un medic bun dacă la facultățile de medicină nu se duc cei mai buni elevi pentru Da, a fost o a avea. perioadă în care se intra cu 5 la medicină, dacă vă amintiți, foarte mulți ani a Pentru că fost rămâneau așa. lucrurile neocupate. Nimeni nu vrea să se ducă medic pe un salariu de 3.000-3.500 de lei, 4.000 de lei cât avea un medic. Și asta după 20 de ani, după 15 ani de școală și de învățat. Iată că acum lucrurile Iată ce facem intraseră. cu restul categoriilor, cu restul profesiilor, cu restul meseriilor. Ce facem pentru că salariile sunt foarte mici și iată tinerii sunt nevoiți să plece din țară. Adică e foarte greu în România, e impropriu zis să trăiești cu un salariu minim pe economie. Practic subziști. Interesul actualului guvern este așa cum și a dovedit lucrul acesta, atâta timp cât pe țăranii români și pe mici industriași i-am închis în casă, dar am permis să plece avioanele cu culegători de sparanghel în Germania, pentru că se pare că ei sunt mai preocupați de economia altor state decât de economia românească. Din păcate spun asta. Și mai spun ceva, dacă ei erau preocupați de industriași și de mici întreprinzători români, ar fi lăsat în continuare piețele deschise. Trebuie să vă spun că săptămâna trecută Partidul Social Democrat a depus un amendament la legea piețelor prin care a cerut redeschiderea piețelor. Din păcate însă, PNL consideră acest lucru inutil și a depus deja la Curtea Constituțională o contestație în acest sens. Nu văd de ce coronavirusul, acest virus blestemat, este mai periculos în piață, unde este un spațiu deschis și aerisit și este mai puțin periculos în mall. Țăranii noștri sunt obligați să stea în frig, dar în același timp noi suntem obligați Alimentele și se îndemnați degradează. Exact. să mergem la. Pentru cea mai mare Este problemă cumplit ce se asta este întâmplă. piața Cred de că nimeni n-a desfacere. văzut logica. Nimeni n-a văzut logica în această măsură. Eu am și evitat să vă întreb pentru că am tot dezbătut acest subiect în ultimele zile, în ultimele săptămâni. Nimeni de la niciun partid, să știți că nu vede logica în această măsură. Adică nu te poți gândi că este mai bine să mergi într-un spațiu închis cu ventilație, și pe de Ventilație altă fără parte să filtre. eviți. Este o ventilație fără filtre, adică virusul ăla de la cei 5.000 de oameni care se plimbă zilnic prin mall sau în același timp, într-o oră în mall, da? Pentru că dacă am mers în Craiova zile trecute, s-a observat că nu exista loc să arunci un ac în parcare sau în interiorul hipermarketurilor. Bine, se În același timp, pare că au ceva. Cei care ne conduc se pare că au ceva împotriva și târgurilor de Crăciun. Nu vreau să dezbatem foarte mult acest subiect, dar iată, ce este în aer liber, culmea, este închis, da? eu vreau Și să ce dezbatem este acest mall, subiect, ce pentru este că supermarket? sunt târguri de Crăciun organizate în toată țara, sunt târguri de Crăciun organizate În toată în Europa. parcările mall-urilor, da? Dar în același timp, la cele 10 căsuțe care au fost amplasate în centrul orașului, au venit toate organele posibile de control, au venit 30 de polițiști de la economic și le-au închis instantaneu să verifice o activitate Bine, am economică înțeles care că până în acel moment nu exista. motivul invocat că nu este apă, dar n-a fost niciodată, iată, nu cred că nu Și pentru ce beneficiază de trebuie apă apă curentă nici să vândă niște căsuțe. globuri și niște Exact. căciuri? Astea sunt doar măsuri de oprimare și măsuri dictatoriale. Dacă nu faceți ca noi, iată ce se întâmplă.
pentru că, din păcate, acest guvern PNL, v-am spus, este o ciumă pentru țară. Numai de așa ceva este în stare. Este mai de asta și îndemn lumea ca pe 6 decembrie să meargă la vot, să voteze românește, să voteze cum consideră dânsii, să voteze în favoarea României, pentru că nu pot, mai este un alt partid acum, sunt și consilier local, da? Și, spre exemplu, nu pot să nu spun că la depunerea jurământului un coleg de la un partid nou înființat, să zic așa, și mai extremiști, a refuzat să pună mâna pe Biblie și să jure că lucrează în folosul comunității și în folosul craiovenilor. A refuzat să-și facă semnul crucii. Nu cred că asemenea oameni au ce să caute. Dar nu era ortodox. Mai în glumă, mai în serios, da, nu știu. Era ortodox, era român, nu știu ce s-a întâmplat, dar un om fără frica de Dumnezeu și fără frică de nimic nu are ce să caute și să lucreze pentru semenii săi. Dacă nu-și iubesc aproapele și dacă noi suntem o țară, un popor creștin, un popor ortodox, un popor care avem frica de Dumnezeu și care ne respectăm tradițiile. Iată că ei acum au reușit să ne fure și Crăciunul, după ce de Paște ne-au închis în casă și nu ne-au adus lumina, sau puțin dintre noi au primit lumină așa cum trebuie și ne-a fost refuzat dreptul de a merge la biserică. Noi vom vota pentru că, iată, sunt foarte mulți oameni izolați în carantină, așa cum sunt și eu, și e destul de complicat să vină urna mobilă la tine, trebuie să meargă cineva, din câte am înțeles, să facă o cerere, deci foarte complicat atâta timp cât nu depinde de tine și n-a fost simplificată această procedură. Este complicat să ți se ia asta și vrut. Asta s-a și vrut, deși PSD a cerut amânarea alegerilor pentru o perioadă în care numărul cazurilor să fie mai mic, să scadă un pic, pericolul să fie mai mic. Iată că ei au vrut organizarea acestor alegeri în vârful pandemiei, fără să țină cont de pericolul la care se expun oamenii, mizând pe faptul că PSD-ul are un anumit target, să zic așa, de alegători, dar sunt convins că românii știu cu cine trebuie să voteze și înțeleg toate aceste mișculații politice făcute de locatarul de la Cotroceni și de mandolina sa. Bun, haideți să vedem cum facem astfel încât să nu fie un vot negativ. De aceea vreau să le spuneți telespectatorilor noștri în ce constau proiectele pe care le oferiți dumneavoastră, dacă veți ajunge senator. Care sunt prioritățile? În primul rând trebuie oprit acest jaf al banilor publici și această stare de urgență și de pe care ei au indus-o, nu a făcut altceva decât să dea drumul la hoții și la lucruri neasumate nici cum. Pentru că trebuie să vă spun că este singurul anul 2020, este singurul an de după 1989 în care bugetul țării a fost prin asumare politică. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Nu trebuie să uităm, și vă dau un singur exemplu, că în plină pandemie, guvernul PNL, guvernul Orban, a considerat că este necesară rebranduirea mașinilor de poliție cu 70 și ceva de milioane de euro, lucrare fără licitație, bani care se puteau duce foarte bine în sistemul de sănătate. Sau puteau să-i ducă către alte... Sau un sistem de multă muncă, iată, se fac ore online, dar foarte mulți copii nu au tablete, nu au laptopuri, nu au curent electric, de altfel, în multe cazuri. Se puteau duce în orice altă, în alt domeniu în care era cu adevărat nevoie. Nu cred că era nevoie în această stare să creăm o confuzie în rândul cetățenilor prin rebranduirea mașinilor pe foarte mulți bani. Așa cum am spus, 73 de milioane de euro. Adică toate aceste lucruri trebuie să înceteze. Pentru că altfel, nu știu dacă știți, dar avem cel mai mare, deși la începutul anului au spus că au nevoie de un împrumut de 5 miliarde de euro, iată că am ajuns acum la 93 de miliarde de euro împrumuturi externe și mai vor încă 20.
Toate aceste lucruri trebuie să înceteze și trebuie, în primul rând, sprijiniți industriași și români ca să poată să supraviețuiască atât timp cât tu închizi piețele și obligi cetățenii să cumpere roșii care n-au văzut sau ca să aveți care n-au văzut în viața lor pământul, sunt făcute în vată și aduse din cine știe ce țări exotice sau care nici măcar nu sunt în Uniunea Europeană, iar pe țăranii români și pe gospodarii români îi obligi să dea bucatele la animale pentru că li se strică în bătătură și îi închizi în casă, nu cred că este în folosul românilor și în folosul țării. Și nu se lucrează în folosul țării și în folosul românilor. Trebuie să vă spun că așa cum am precizat la început, fiind director la Parcul Industrial, la High Tech Industry Park, sunt 46 de soci comerciale care au terenuri aici, au creat parcele și vor să-și dezvolte afacerile. Toate cele 46 sunt capital 100% românesc. Din ele 43 sunt cu capital jean, da? Mulți dintre ei, că mi-a spus ce măsuri trebuie luate, mulți dintre ei se bazau pe niște fonduri europene. Trebuie să nu uităm că guvernul Orban a luat, este a treia oară când schimbă condițiile de accesare a fondurilor europene. A fost prin ordonanță de guvern, ordonanța de guvern s-a transformat în lege, iar acum din nou se dă ordonanță de guvern prin care să modifice legea. Evident că fondurile europene au devenit așa o himeră în care nimeni nu mai poate să mai știe, nu știe pe ce bază se vor acorda și dacă se vor acorda. Pentru că dacă guvernul nu face altceva decât să blocheze activitatea societăților românești și să blocheze chiar și prin hârtii, nu vom ajunge niciunde decât la culeți de sparanghel. Trebuie simplificată și birocrația, că pornind de la înființarea unei firme sau al unui PFA, iată, în acest context epidemiologic cu atât mai mult, până la, așa cum spuneați dumneavoastră, accesarea fondurilor europene, crearea unui întreg proiect, oamenii nu sunt bine informați pentru că informațiile în sine nu sunt clare, legea nu este clară. Și iată așa se pierd ani de zile în care problemele doljenilor ar putea fi rezolvate. Aici trebuie să-i dau statul... Spune-te-o. Ați fost acum, chiar dacă este pandemie, chiar dacă e ger afară, ați fost prezent în multe localități din Dolj. Ați făcut campanie. Care sunt principalele doleanțe ale locuitorilor din Dolj? Cei de la țară, cea mai mare problemă a celor de la țară este că nu mai au piață de desfacere. Degeaba omul își crește în curte 10 porci și și-a făcut planul să-i vândă de Crăciun sau și-a făcut planul să vândă nu știu ce legume sau bucate, dacă ei nu mai au voie să au piețele închise. Vin. Cred că se întâmplă același lucru ca și la baruri. La baruri și restaurante i-au obligat să le mențină deschise, cel puțin terasele, și să le transforme într-un sistem de catering care, iată, nu a mers. Și asta vă spun pentru că am discutat cu mici întreprinzători de la noi din oraș. La fel se întâmplă și cu legumele, cu carnea producătorilor locali. Adică este foarte greu să o vinzi pe rețele de socializare sau să afle lumea de tine. Păi până află lumea de tine, iată, produsele se strică. Produsele se alterează. Dar noi cumpărăm din produse din alte țări. Da? Cumpărăm, de exemplu, din Turcia și mai povestea cineva și că sunt mai multe șanse să se strice caserola în care au fost ambalate roșiile înaintea roșilor, pentru că sunt numai chimicale. Da? Iar pe țăranii noștri și gospodarii noștri îi închizi în case și îi obligi să arunce produsele la gunoi. De ce? Pentru că ai închis piețele și târgurile. Asta ar fi prima măsură care trebuie luată de noul guvern. Redeschiderea piețelor și a târgurilor. Este inacceptabil să îi obligi pe toți să cumpere de aceste hipermarketuri, unde știm foarte bine că nu există este un foarte mic procent de produse românești. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 3 ani, guvernul PSD de atunci crease un proiect de lege prin care obliga hipermarketurile să aibă minim 50% din produse de producție autohtonă.
Numai că între timp așa a venit guvernul Orban, așa ar fi firesc, a venit guvernul Orban, l-a băgat într-un sertar și l-a uitat acolo, continuând importul de produse și uitându-ne la producătorii și la industriașii noștri, cum își duc zilele, își duc de pe o zi pe alta traiul și cum încet încet mor, pentru că industria Horeca este moartă. Piețele și târgurile, agricultorii, evident cei care desfășurau activitatea în piețe și târguri, la fel mor și ei. Sunt zeci de mii de persoane și sute de mii, poate sute de mii de persoane care trăiesc și familii care trăiau din această activitate. Mă bazez ca aceste persoane să iasă la vot și să conștientizeze că, așa cum am spus, PNL-ul este mai periculos decât coronavirusul. Să voteze în favoarea lor și să nu țină cont de... Adică să vadă cu adevărat, adevărata fața a problemei, pentru că aici este problema. Până la urmă să cântărească foarte bine lucrurile și să vadă care sunt avantajele, dezavantajele acestor măsuri și să voteze de data aceasta, nu cum spune toată lumea, cu inima, ci cu capul, aș zice eu. Cred că asta este exact. Cel mai important. În afară de toate aceste măsuri pe care mulți dintre noi le consideră greșite, ce nevoie ar mai avea doljenii? Pentru că sunt multe lucruri care lipsesc. Iată, infrastructura, au încă toaleta în fundul curții, nu au gaze, sunt și cartiere ale Craiovei care nu au gaze încă. Credeți că se vor soluționa acestea? Sunt, trebuie să vă spun în capul locului că primăria și municipalitatea și statul nu poate să dezvolte extindere de rețele de gaze. Asta este treaba altora. Noi, în schimb, avem cel mai mare proiect pe fonduri europene din Uniunea Europeană. Este vorba de aducțiunea 2 Izvarna, un proiect de 400 de milioane de euro, la care deja s-a început, este în implementare. În 2012, haideți să le explicăm și telespectatorilor exact despre ce este vorba. Adică, practic, apă de foarte mare calitate la robinet. Cea mai bună apă potabilă direct la robinet. Tuturor. În paralel cu asta, au loc și lucrurile de infrastructură pe extinderea rețelelor de canalizare. Pentru că în 2012, când a venit doamna primar prima dată, doamna Luța Vasilescu, la primărie, poate nu știți, dar 35% din gospodăriile din Craiova nu aveau apă curentă și canalizare. A fost atunci un proiect de fonduri europene. Sunt multe probleme, sunt multe cartiere nou construite în care străzile au rămas în domeniul privat. Iată că oamenii au înțeles că trebuie să le dea către municipalitate, iar municipalitatea poate astfel să facă investiții. Pentru că dacă strada nu ți aparține, nu ai voie să faci dezăpezire, nu ai voie să pui iluminat, nu ai voie să schimbi un bec, nu ai voie să intri pe strada respectivă, ea fiind domeniu privat. Iată că oamenii au înțeles și mă refer aici în special la cartierele periferice, ca să zic așa. Avem zona de drum Muntenilor, bariera Vâlcii, avem extinderile către Brestei și Romanești, unde s-au construit adevărate cartiere. Și până la urmă și Malul Mare, că ați văzut Cârcea, acolo sunt iar cartiere, cel puțin în Malul Mare, cu străzi neasfaltate din același motiv. Dar aceste lucrări și aceste lucrări, de ce este foarte important rolul statului și rolul nostru și al guvernului? Pentru că în primul rând se crește calitatea vieții. În al doilea rând, dând drumul la aceste lucrări, lucrează societăți din Craiova și muncitori din Craiova. Într-o perioadă în care economia este la pământ, doar statul poate interveni și să pompeze bani. Cum? Prin faptul că angajezi societăți autohtone care lucrează cu oameni interiorul comunității și astfel tot statul câștigă în cele din urmă, pentru că dai drumul la niște bani care se rostogolesc și care se învârt în economie și tot ție ți se întorc sub formă de taxe și impozite, de la salarii, profit, nu știu, de la faptul că își cumpără biletul de autobuz ca să meargă la lucrare,
toată lumea trebuie să trăiască, dar în primul rând statul trebuie să dea, să repornească motoarele economiei. Eu cred că mici întreprinzători și afacerile locale trebuie foarte mult susținute, pentru că, iată, nu sunt suficient de multe locuri de muncă, cel puțin nu la stat, unde acolo, unde toată lumea caută un loc de muncă. Și atunci, ca tinerii să nu ne plece din țară, trebuie cumva susținuți. V-ați gândit la ceva în acest sens? Exact asta spuneam, trebuie susținut și trebuie dezvoltate afacerile locale. Trebuie dezvoltate, însă au adică tinerii nu știu cui să se adreseze și încotro să se îndrepte. Un contracandidat mi-a reproșat că în parcul industrial, în High-Tech Industry Park, sunt 46 de societăți comerciale românești din 46 existente. Și mi-a spus-o asta ca pe un reproș. Nu! Eu mă mândresc cu asta pentru că dacă statul oferă niște facilități fiscale și niște condiții bune de dezvoltare a afacerilor, mi se pare normal ca românii și craiovenii mei să fie primii de care află și de care să beneficieze de acest lucru. Nu mă interesează să vină o societate străină care să facă o investiție, iar tot profitul să și-l repatrieze, așa cum știți că se întâmplă cu 95% din societățile cu capital străin. Deci statul are un foarte mare rol în a reporni motoarele economiei prin aceste investiții și aceste facilități fiscale, prin a face o bună publicitate și în rândul cetățenilor săi și a le acorda o maximă de atenție și a-i sprijini în a-și dezvolta afacerile locale, pentru că noi trăim din statul trăiește din banii pe care își încasează sub formă de taxe și impozite. Interesul nostru ca stat este ca ei să aibă taxe și impozite, profit cât mai mare, ca să plătească un impozit cât mai mare pe profit, spre exemplu. Sau angajați cât mai mult, pentru că impozitul reflectat, banii colectați de stat către stat este cât mai mare. Deci de asta spun că statul totodată, trebuie din cauza acestui impozit pe venit, cel puțin firmele mici se simt descurajate și iată, se desfințează, dar și din cauza amenzilor primite, pentru că, așa cum spuneați că s-a întâmplat cu căsuțele din târgul de Crăciun, așa se întâmplă cu toate firmele mici, din păcate, cum își deschide cineva o firmă, cum vin toți în control peste el. Asta este tristul adevăr. Din păcate așa este. Din păcate... Nu am înțeles că semenii noștri, adică, și colegii noștri... Adică în loc să fie sprijinite micile afaceri, iată, sunt îngropate din start. Vă vorbeam mai devreme de fondurile europene. În România, spre exemplu, în Craiova, dosarul pe fondurile europene de la Centrul Istoric are 3.000 de pagini cu semnătură holograf, deci pe fiecare pagină. În schimb, dosarul de la... O lucrare similară din Polonia are 70 de pagini, dar cu toate aceste condiții și restricții și sunt făcute de guvern. Noi ni se pun bețe în roate ca să nu accesăm fondurile europene, ca să nu facem, ca să nu dezvoltăm, eventual să mergem în continuare la culeze de sparanghel, chiar și atunci când granițele și suntem obligați să stăm în casă. Este cumplit ce se întâmplă. Eu sper că multe lucruri vor fi schimbate, dar totodată oamenii nu mai au încredere în politicieni. Nu mai au încredere în marile partide. Asta se întâmplă. Dacă mergi și întrebi, acesta este răspunsul tuturor. Cum îi convingeți pe oameni să vă voteze? Atât pe dumneavoastră, Ionuț Pârvulescu, cât și partidul pentru care candidați la Senatul României. Să se documenteze foarte bine, în primul rând. Să voteze așa cum consideră, dar să se documenteze foarte bine despre ceea ce a făcut un candidat, cine este și cum îi poate sprijini. Pentru că acum, evident, în alegeri toată lumea promite. Dar se pot toată convinge... lumea se laudă și toată lumea promite, exact. Sau toată lumea critică, pentru că în ultima vreme este un trend atât al politicienilor de a se înțepa unii pe ceilalți, cât și a celor care frecventează rețele de socializare, de a-i critica pe politicieni fără să știe, așa cum spuneați și dumneavoastră, nimic despre ei.
Și această perioadă, această situație este indusă tot de faptul că în ultima perioadă interesele au fost foarte mari asupra noastră, pentru că iată, suntem o țară din care se ia de 400 de ani, de 500 de ani, se tot ia de aici bogății și tot bogați suntem. Dacă noi ne-am ajutat între noi, ca români, și ne-am sprijinit între noi, cu siguranță am fi mult mai bogați și am avea un nivel de trai mult mai ridicat decât cel de acum. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne uităm foarte bine în stânga-dreapta, să vedem cine sunt adevărații români, să vedem ce pot să facă ei pentru societate sau ce au făcut pentru societate și abia apoi să punem ștampila de vot acolo pe ceea ce considerăm noi că este bine. Pentru că, așa cum am spus la început, nu cred că personal nu aș vota niciodată pe cineva care a refuzat să jure cu mâna pe Biblie și care refuză semnul crucii. Sigur, asta este o alegere personală pe care nu vreau să o dezvolt acum, însă aș vrea să vă întreb ceva. Foarte mulți tineri consideră că PSD este partidul pensionarilor. Dumneavoastră știți, pentru că suntem din aceeași generație. Cum faceți să schimbați această percepție și să atrageți tinerii de partea dumneavoastră? În primul rând, prin sau de ce ar fi greșit până la urmă? Da, în primul rând, prin atenția pe care am acordat-o tinerilor de-a lungul timpului cât am fost la guvernare. Nu trebuie să uităm, spre exemplu, că în urmă cu 3 ani am demarat PSD, a demarat programul de startup cu subvenția noilor societăți, tocmai pentru dezvoltarea societăților mici făcute de tineri. Nu trebuie să uităm că PSD a acordat cele mai bune facilități pentru prima casă. Pentru că o societate pe asta se întemeiază. Ai un loc de muncă, ai unde să stai, și poți abia apoi să-ți întemeiezi. Iată că natalitatea a scăzut foarte mult tocmai din aceste motive, că tinerii nu au o locuință proprie. Foarte mulți de vârsta noastră încă locuiesc cu părinții și de aceea nu fac pasul către căsătorie, cu atât mai puțin nu fac copii, și iată, natalitatea este în scădere. Iar cei care fac copii de multe ori aleg drumul străinătății. Și încet, încet o să avem doar o populație îmbătrânită. Trebuie să vă spun că, apropo de ceea ce face partidul PSD pentru tineri, Bucureștiul este primul oraș din țară care a acordat sprijin financiar pe vremea doamnei Gabriela Firea cuplurilor care aveau probleme. În momentul probleme... în care o mamă a născut. Nu, cuplurilor care aveau probleme de reproducere. Și am acordat niște. Asta se întâmplă acum și la noi în Craiova, din fericire, din câte am văzut. Da, am spus că la București s-a întâmplat prima dată. Dar trebuie să vă spun că în țări precum Ungaria, de exemplu, cuplurile infertile au dreptul la 5 fertilizări gratis. În Spania au dreptul la 4 fertilizări gratis. În schimb, la noi, din păcate, pentru noi, până acum, statul nu a făcut nimic. Iată că și la Craiova va demara de anul viitor acest program, pentru că natalitatea este într-adevăr o problemă. Iar așa cum am spus, cum am vorbit și la mai devreme, trebuie făcut ceva pentru a asigura viitorul acestei țări. Cum? Prin deschiderea școlilor și prin sporirea natalității. Cu siguranță școlile trebuie deschise, pentru că, iată, sunt foarte mulți părinți care au renunțat la locul de muncă, pentru că este imposibil din salariu minim sau mediu pe economie să-ți permiți și o bonă, să ții copilul acasă, iată, pentru că altcumva nu-l poți lăsa și nici nu este legal posibil să lași un copil mic acasă. Ba mai mult, sunt copii de grădiniță care stau acum în fața laptopului, nu știu, înțeleg ei din activitățile, cu toate că nu este recomandat să stai foarte mult la sau chiar deloc la acea vârstă în fața monitorului. În primul rând, trebuie redeschise piețele, trebuie redeschise școlile, pentru că altfel vom fi din ce în ce mai rău.
Iar, Credeți că putea din fi un păcate, focar atât de mare de infecție în școli, că până la urmă copiii toți se întâlnesc între ei? Iată, un exemplu concret. Au fost închise locurile de joacă din Craiova, bine, din toată țara. Dar în Craiova, ce am observat eu, copiii ieșeau tot în acea zonă și stăteau, împrejmuiau acel loc de joacă închis. Adică tot acolo se întâlneau, doar că nu mai aveau acces la topogane, la leagăne, mămicile în continuare socializau între ele. Aș zice să fac un experiment. Haideți să închidem prima dată hipermarketurile și mall-urile și să redeschidem școlile și piețele, după care să vedem dacă numărul este la fel de mare sau dacă creșterea este una la fel de mare. Pentru că, din păcate, în ultima perioadă, tocmai ca să se mintă cu aceste că nu este atât de gravă situația, Ministerul Sănătății nu a mai trimis către spitale teste. Neavând teste și nefăcându-se teste, numărul este evident mic. Da? Dar haideți să... Au fost de asemenea o serie de măsuri pe care nu le-am înțeles, cum ar fi acele teste rapide cu antigen. Bun, într-adevăr, trebuiau efectuate de cineva care se pricepe, nu era o procedură atât de complicată, adică dacă te uitai pe un tutorial pe YouTube, spre exemplu, cred că oricine ar fi înțeles cum se efectuau acele teste. Dar testele acelea costau în jur de 60, maxim 70 de lei, în vreme ce un test la o policlinică privată este 400 de lei. O sumă pe care nu oricine și-o permite. Pe de altă parte, DSP-ul știți bine cum funcționează, că ți vine acasă după zi, două, după ce sun la 112 de multe ori, rezultatul vine după încă alte 4 zile, cel mai devreme, cam așa ajunge. Persoana respectivă, firește, nefiind luată în evidență cu COVID-19, poate ieși pe străzi și contamina alte persoane. Deci cred că aici este principala problemă, că oamenii nu sunt testați sau sunt testați, rezultatul vine prea târziu, nu beneficiază de tratament, ajung din nou în acea perioadă în comunitate pentru că nu beneficiază nici de concediu medical și nu polisi de la slujbă nemotivat. Iată, este o întreagă caracatiță. Gândiți-vă că dacă la noi se fac 30.000 de teste pe zi, în Italia, care într-adevăr are o populație de 3 ori mai mare, să zic, dar se fac undeva la 250.000, 300.000 de teste pe zi. La fel în Germania, la fel în Spania. De asta, dacă locatarul de la Cotroceni a spus de la început că este o simplă gripă și o simplă răceală și nu avem de ce să ne temem, acum ne spune că lucrurile sunt foarte complicate, dar în același timp nici nu. Dar lucrurile se complică foarte mult, așa cum vă spuneam. Adică acest virus, dacă este tratat corespunzător de la început, firește că cresc șansele de vindecare, de supraviețuire în alte cazuri mai grave, dar întreg sistemul este putred. Din păcate. Întreg sistemul este putred, de asta sunt acel guvern PNL, este mai grav, mai periculos decât virusul și trebuie să plece acasă. Iar asta o putem face doar prin vot. De asta, deși este o perioadă... Deși nu ați fost de acord inițial cu acest vot în plină pandemie, totodată, dacă se ține, e bine ca oamenii să meargă să aleagă ce consideră că este mai bine pentru ei, pentru viitorul lor, al copiilor lor. Exact. În primul rând trebuie să se gândească la viitorul lor în această țară. Dacă vor să rămână aici, trebuie să fie sprijiniți. Dacă nu vor să plece în pandemie, să meargă pe ogoarele din Germania să culeagă sparanghel, trebuie să voteze și să trimită actualii guvernanți acasă, pentru că acolo este locul, este cel mai mare rău care s-a întâmplat. Este un rău mai mare chiar decât coronavirus, pentru că iată, numărul de șomeri aproape a ajuns la 1 milion în România. Scăderea PIB-ului este undeva la 6,2%, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. Avem cel mai mare împrumut din Uniunea Europeană raportat pe cap de locuitor, peste 100 de miliarde. Deci totul este pus în cap și asta de ce? Prin incompetența lor și prin ambițiile lor, care sunt doar prostești, și interesul lor, care nu este același, din păcate, cu al românilor. Pentru că dacă ar avea același interes cu românii, da? Ar deschide școlile și piețele în primul rând și eventual ar închide mall-urile unde este focarul de infecție
și riscul de a contracta virusul acolo este mult mai mare decât într-o piață deschisă. Dar noi ne obligăm. Iată că fără mall am putea să stăm până la urmă, că și înainte se deschidă supermarketurile, mall-urile, mergeam la piață, mai luam de la anumiți producători locali pe care îi cunoșteam, dar fără școală în niciun caz cred eu că nu se poate sta. Și se plâng atât profesorii cât și elevii de acest sistem online, care nu a fost, firește că nu eram pregătiți pentru așa ceva în primul rând. Și nu a fost bine gândit. Dumneavoastră trebuie să mai stați în izolare, dar vă rog să faceți un experiment și să mergeți la piață, să vedeți cum vi se rupe inima când vedeți bătrânii și țăranii români care își vând marfa direct de pe jos, acum la un frig de minus 2-3 grade, sunt obligați să stea în frig, în ploaie. Nu doar că sunt obligați și se vor îmbolnăvi. Și iată, se vor îmbolnăvi, dar nu sunt locuri în spitale pentru a-i primi pe cei care nu au altceva în afară de coronavirus. Acesta este adevărul. Sunt bătrâni, sunt sensibili, iar noi nu facem altceva decât să ne batem joc de semenii noștri. Prin aceste restricții impuse fără cap și abuziv. Pentru că, așa cum am spus, nu cred că este mai periculoasă deschiderea unei piețe decât deschiderea unui mall. În această perioadă de aceste zile libere, cât am avut acest weekend prelungit, nu aveai loc să arunci un ac, dar în hipermarketuri. Dar noi am ținut piețele închise să cumpărăm usturoi din China și roșii din Turcia și porc, mai știu de unde. Oamenii nu vor să înțeleagă și cumva să ia atitudine și iată să nu mai meargă atât de des la supermarket. Eu cred că mai mult oamenii se plimbă decât au nevoie. Acesta este tristul adevăr. Trebuie să înțeleagă că până la urmă acest virus nu este inventat și trebuie să fim solidari unii cu alții acum. Așa cum spuneați, ar fi ideal dacă s-ar redeschide piețele și s-ar închide supermarketurile sau, mă rog, să meargă ambele în continuare, că nu poți să închizi nici supermarketurile și mall-urile, dar oamenii să înțeleagă și să meargă și să sprijine producătorii locali. Pentru că actualul guvern judecă cu dublă măsură. Nu face altceva. Nu poți pe unul să lași să intre la el în mii de oameni sau zeci de mii de oameni zilnic, iar pe celălalt să-l dai în cap și să-l închizi, să-l trimiți acasă, să-l lași, evident, pentru că poate 80% dintre comercianții din piețe ei duc o activitate de subzistență. Ei își vând ce au prin ogradă, prin bătătură. Marfa de sezon, până la urmă, care dacă se alterează, iată, nu mai au o altă sursă de venit. Se dă la porci. Bine, Doamne ajută că n-am mai avut anul acesta ca anul trecut gripă porcină. Că iată, anul trecut, dacă am avut gripă porcină, a fost gripă porcină și am fost obligat să mâncăm carne de porc. N-am mai avut carne de porc românească, pentru că a existat exact. Carne de porc de import. Iar munca și investiția țăranilor români. Acum nu mai avem gripa porcină, dar tot carne de porc din import suntem obligați să mâncăm, pentru că țăranilor este interzis să își expună marfa și să meargă la târguri. Dacă să zicem cumva s-a rezolvat cu gripa porcină, mulți oameni și-au tăiat porcul înainte să vină controlul, au apucat să-l taie, să-l pună în lăzi, s-au dat și amenzi. Mie vine să râd, nu e de râs, dar a fost o situație hilară cumva, pentru că s-a întâmplat să nu găsească în anumite localități din Dolj niciun porc. Iată că acum e o situație tragică, oamenii mor din cauza acestui coronavirus, nu este nimic amuzant, afacerile se închid. Așa cum spuneați, domeniul Horeca este practic mort, patronii sunt în niște datorii enorme din care nu știu cum vor ieși. Micii comercianți nu au fost susținuți deloc de stat în această perioadă. Piețele, iată, s-au închis, țăranii stau cu marfa afară. Artiștii nu au ce mânca pentru că au rămas fără evenimente și iar se plâng că nu sunt susținuți în această perioadă. Sigur că sunt păreri pro și contra. Unii consideră ca pe greierii din acea baladă, dar pe de altă parte sunt realități, sunt familii distruse în această perioadă și familii care nu se pot reprofila așa peste noapte, nu își pot găsi altă meserie, altă profesie
și trebuie să continue cu ce știau ei să facă și cumva să fie sprijiniți să iasă din acest impas. Tocmai de asta spun că statul are cel mai mare rol în această ecuație și are obligația de a reporni motoarele economiei investind major în infrastructură. Sunt două lucruri de care trebuie ținut seama aici. Unu, se crește nivelul de trai. Doi, firmele românești primesc o gură de oxigen ca să poți să angajeze mai departe oameni și să-și ducă traiul mai departe. Dar măsurile trebuie luate pe toate planurile, de la, așa cum am spus, de la redeschiderea piețelor și a târgurilor și redeschiderea școlilor, până la simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene, care în acest moment este una deosebit de stufoasă, în așa fel încât chiar mă gândesc dacă ei vor să, sau nu, ca firmele române să acceseze fonduri. Pentru că am impresia doar să ni le arate și să le trimită înapoi, că nu am fost noi proști și nu am fost în stare să le luăm. Asta este Acesta este sentimentul cu care rămânem într-adevăr. Eu sper că toate aceste probleme, dacă veți ieși câștigători din această campanie, le veți rezolva. Sper că nu e doar o promisiune, ci este o certitudine. Cu certitudine vom dezbate acest lucru și vom lua măsurile pentru ca aceste lucruri chiar să se întâmple. Pentru că, așa cum am zis, trebuie, înainte să punem ștampila de vot pe numele unui candidat sau unui partid, îi sfătuiesc să se documenteze înainte despre ce a făcut fiecare, iar noi venim cu lucruri concrete, cum ar fi, de exemplu, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă în administrația locală PSD, în timpul doamnei Lia Olguța Vasilescu, nu s-ar fi renovat spitalele. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat în această criză sanitară dacă medicii aveau în continuare salarii de 3.000 de lei, 3.500 de lei. Deci toate astea au fost rezolvate de către PSD în administrații pe plan local sau pe plan central, fie că ne convine sau nu ne convine acest lucru. De asta spun să-și aduc aminte că Boc le-a tăiat salariile și se va mai întâmpla probabil acest lucru dacă ei vor câștiga după alegeri, pentru că se cheltuie bani. Este de așteptat ca salariile să scadă după această perioadă și după această criză enormă economică. Pe de altă parte, sper să vă gândiți și la cei din privat, pentru că aceștia sunt număr foarte mare și până la urmă ei susțin în mare parte economia țării. Pe exact asta spun. Statul trebuie să pompeze bani prin firmele private. Firmele private trebuie să execute lucrările de canalizare, de construcție, de, nu știu, tot ce înseamnă infrastructură. Dar asta trebuie să vină numai cu impulsul de la stat, de la statul român, care are un rol primordial în această ecuație. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes în această campanie și sper ca toate aceste proiecte să le puneți în practică dacă veți câștiga cât mai rapid, pentru că este nevoie ca lucrurile să se schimbe. Cu siguranță trebuie să se schimbe și cu siguranță se vor schimba și sunt convins că vom câștiga aceste alegeri și în favoarea românilor, evident. L-am avut alături de noi pe domnul Ionuț Pârvulescu, candidat din partea PSD la Senatul României. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o seară cât mai plăcută.